având în vedere colaborarea precedentă, care a fost foarte plăcută și foarte fructuoasă din toate punctele de vedere, ne-am gândit să dezvoltăm colaborarea cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța și am propus la sesiunea de finanțare organizată de Administrația Fondului Cultural Național în luna septembrie 2018 un proiect care se numește Istoria Lumii, un proiect la area tematică arte vizuale, în care vom încerca să prezentăm evoluția planetei noastre de la formare și până în prezent într-un mod artistic, dar cu foarte multe elemente științifice care vor fi prezentate de un specialist de la Complexul Muzeal. O să fie un amestec între un spectacol de teatru clasic și cu elemente din exterior, elemente de știință care vor veni de la specialiști. Un nou proiect cu Asociația Culturală Georgiana Rusu, în care, culmea, veți fi chiar actori. Ne povestiți mai multe, vă rog. Dintotdeauna oameni de știință și nu numai au fost tentați să afle, interesați să afle originea lumii. Și nu numai. Coliziunea cu religia științei rezultă din această interpretare sau înțelegere diferită a originii lumii. Ei bine, eu voi veni într-o piesă de teatru și voi fi actorul în halat albastru cu o geantă de scule și când în piesa de teatru se va prezenta un anumit concept, element, moment din originea lumii, vine neagică cu halatul albastru și spune: stai, domnule, că eu lucrez aici. Și nu e așa. Eu am văzut că am montat panourile astea și am aflat că este altfel. Am aflat că acel craniu nu e de Neandertal, ci e de Sapiens. Și că Homo erectus a existat și a fost o specie de om care a trăit, a avut o viață de 10 ori mai lungă ca a noastră. Avem ceva de învățat de la unul care a trăit 2 milioane de ani față de noi, care nici 200 de mii de ani n-am trăit. Așa cum dinozaur, pe vremea dinozaurului, a fost o piesă de teatru, în 3 acte. Triasic, Jurasic și Cretaceu. Sunt niște lucruri care vin și perturbează o piesă de teatru, aducând nu neapărat realitatea științifică, ci aducând brutal întoarcerea sau coborârea pe pământ a tendinței artistice naturale ale creierului omenesc. Cu acest proiect continuăm seria de spectacole care se întâmplă în spații neconvenționale, unde încă o dată publicul va fi aproape de actori, va avea ocazia să fie aici de 7 ori, pentru că avem 7 reprezentații la Delfinarul din Constanța și o reprezentație la Galați.